Boriska Kiprianovici, care trăiește în Volgograd, Rusia, susține că a trăit pe Planeta Roșie, Marte mai exact, înainte de a se renaște pe Pământ cu misiunea de a salva omenirea. Băiatul în vârstă de 25 de ani este considerat de către oamenii de știință un mic geniu. Boriska, care înseamnă micul Boris, a fost un copil special încă de când a venit pe lume. La doar 2 săptămâni de la naștere, acesta s-a ridicat singur în șezut, iar la câteva luni acesta a început să vorbească. Potrivit declarațiilor mamei sale, până la vârstă de 1 an și jumătate, Boris putea deja să citească, să desineze și să picteze. Ei bine, în episodul de astăzi o să vedem cine este micul geniu din Rusia care susține că s-a născut pe Marte, ce spun oamenii de știință și ce spune documentarul care a fost creat pe seama lui. Așa că haide să vedem care este adevărul. Boris spune că propria sa rasă de marțieni a fost decimată într-un conflict nuclear acum mii de ani și se teme că și pământenii se îndreaptă în aceeași direcție. Boris a declarat că nu este singurul copil din spațiu care a ajuns pe Pământ, pretinzând că mai sunt alții ca el care au fost trimiși cu misiunea clară de a salva umanitatea, iar toți cei reîncarnați se numesc copiii Indigo. Aceștia au supraviețuit războaielor marțiene și au abilități supranaturale. Conform lui Boriska, mulți marțieni sunt nemuritori și de la vârsta de 35 de ani nu mai îmbătrânesc. Aceștia sunt foarte înalți, foarte avansați din punct de vedere tehnologic și capabili de călătorii interstelare. Mi-amintesc când aveam 14 sau 15 ani. Marțienii duceau războaie tot timpul, iar eu trebuia să particip la raiduri aeriene alături de un prieten. Puteam să călătorim în spațiu și timp, în nave rotunde, dar observam viața de pământ, de nave triunghiulare. Navele marțiene sunt foarte complicate și au capacitatea de a zbura în tot universul. Boriska insistă că mai sunt multe descoperiri pe Terra, subliniind că Marea Piramidă din Giza ascunde secrete importante. Viața oamenilor se va schimba când Sfinxul va fi deschis. Are un mecanism undeva în spatele urechii, nu mi-amintesc exact, a spus el. Acesta a mai declarat că marțienii respiră dioxid de carbon și dacă vor veni vreodată pe planeta noastră, ar trebui să respire din tuburi alimentate cu acest gaz. La ora actuală, Boriska nu poate fi găsit, iar jurnaliștii care au încercat să-i dea de urmă au aflat că acesta ar trăi într-un sătuc izolat din Rusia, sub protecția guvernului. Aveam un sentiment foarte ciudat că eram, pentru el, ca niște străini cu care încerca să stabilească un contact, a aprezat mama băiatului. Când Boris, sau Boriska, cum îl alintau părinții, a împlinit 3 ani, a început să le vorbească părinților săi despre univers. El putea numi toate planetele sistemului solar, chiar și sateliții lor, nume și număr de galaxii. La început a fost foarte înfricoșător. M-am gândit că fiul meu era ieșit din minți, dar apoi am decis să verific dacă aceste nume există cu adevărat. Am luat câteva cărți de astronomie și am fost șocată să aflu că băiatul meu știa foarte multe despre această știință, a povestit mama băiatului. Zvonul despre copilul astronom s-au răspândit repede în tot orașul, iar băiatul a devenit o celebritate locală. Mulți erau curioși să afle cum de poate știa atât de multe acest copil. Boris dorea să le spună oaspeților săi despre civilizațiile extraterestre, despre existența în preistoria unei rase de oameni înalți de 3 metri, despre clima viitorului și despre schimbările la nivel mondial. La un moment dat, Boriska a început să le spună oamenilor despre păcatele lor. El se ducea la cineva pe stradă și spunea să renunțe la deviante sau le spunea bărbaților adulți să nu-și mai înșele nevestele. Mama băiatului a observat mai târziu că micuțul se simțea rău înainte de producerea unor dezastre. Când s-a scufundat submarinul Kursk, avea dureri peste tot. El a suferit în timpul luării de ostatici de la Beslan. A refuzat să meargă la școală în zilele acelui atac oribil, a declarat mama băiatului. Când a fost întrebat despre sentimentele sale din zilele crizei, Beslan, Boris a povestit: a fost ca o flacără care ardea în interiorul meu. Am știut că povestea din Beslan va avea un sfârșit oribil. Boris a atras și atenția cercetătorilor ruși, iar specialiști de la Institutul de Magnetism al Pământului și unde radio al Academiei Ruse de Științe s-au dus și au examinat aura băiatului care s-a dovedit a fi neobișnuit de puternică. Profesorul Lugovenko a afirmat că există unele dispozitive speciale care pot măsura unele abilități extrasenzoriale ale oamenilor. Oamenii
de știință moderne din întreaga lume efectuează lucrări ample de cercetare în acest domeniu, care nu este atât de ușor de descifrat precum cercetarea lucrurilor de la suprafața corpului uman. De altfel, oamenii care posedă abilități unice s-au născut pe toate continentele din lume, susține omul de știință. Astfel, copiii sunt numiți copii indigo de către cercetători, adăugat acesta. Boris este unul dintre ei. Mulți au spirale ADN modificate care le dau un sistem imunitar incredibil de puternic. Am întâlnit astfel de copii în China, India, Vietnam și așa mai departe. Când am prezentat pe băiatul nostru mai multor oameni de știință din diferite domenii, inclusiv ufologi, astronomi și istorici, toți au fost de acord că ar fi imposibil ca el să inventeze toate acele povești. Boris folosea limbi străine și termeni științifici, despre care spunea că sunt de obicei folosiți de către specialiștii care studiază aceasta sau cealaltă știință particulară. În diverse culturi s-a tot discutat subiectul nemuririi sufletului, iar Boris pare să confirme această teorie. Băiatul susține că trăim veșnic și își amintește scene și evenimente din viața lui trecută de pe Marte. Specialiștii au precizat că el deține informații pe care nu ar avea de fapt de unde să le știe. Băiatul știa totul despre viața de pe Marte, despre locuitorii și zborurile lor spre Terra, despre orașe megalitice ale civilizației marțiene, navele lor spațiale și zborurile lor către diverse planete, sau despre civilizația lemuriană, despre care știa multe detalii pentru că se întâmplase să coboare acolo de pe Marte. Informațiile despre civilizațiile preistorice sunt deseori respinse de către unii cercetători, în ciuda relicvelor care datează din epoci atât de îndepărtate încât teoria lui Darwin rămâne incapabil să le explice existența. Un jurnalist rus a vorbit cu băiatul despre cunoștințele și experiențele sale unice. Acesta l-a întrebat: Boris, care a trăit pe Marte, cum spune, pe aici? Da, este adevărat, îmi amintesc acea perioadă, aveam 14 sau 15 ani. Marțienii duceau mereu război, așa că am participat de multe ori la raiduri aeriene. Există viață pe Marte acum? Da, există, dar planeta și-a pierdut atmosfera cu mulți ani în urmă ca urmare a unei catastrofe globale. Dar marțienii încă mai trăiesc acolo, în subteran. Ei respiră dioxid de carbon. Cum arată acești marțieni? Sunt foarte înalți, mai mult de 7 metri. Ei posedă calități incredibile. Se pare că marțienii inspiră gaz, însă aici odată ce ai acest corp trebuie să respiri oxigen. Marțienilor nu le place aerul de pe pământ pentru că provoacă îmbătrânirea. Marțienii sunt relativ tineri, de aproximativ 30-35 de ani, susține băiatul. Boris a vorbit mai în detaliu despre OZN-uri. Am plecat și am aterizat pe pământ aproape instantaneu. Este compus din straturi, 25% strat exterior făcut din metal dur, 30% al doilea strat e făcut din ceva asemănător cu cauciucul, al treilea de 30% din nou din metal, în final 4% e compus dintr-un strat special magnetic. Dacă încărcăm acest strat magnetic cu energie, aceste mașini vor putea zbura oriunde în univers. Boris a povestit că atunci călătorea destul de des pe pământ pentru a face comerț, precum și în alte scopuri de cercetare. Totul se întâmpla pe vremea civilizației lemuriene. De altfel, băiatul povestește că avea un prieten lemurian care a fost omorât chiar în fața ochilor săi. O catastrofă majoră a avut loc pe pământ. Un continent gigantic a fost înghițit în apele învolburate. Apoi brusc o stâncă masivă a căzut pe prietenul meu care era acolo. Nu l-am putut salva. Suntem destinați să ne întâlnim la un moment dat în această viață, își amintește Boris. Băiatul trăiește întreaga poveste a căderii lemuriei ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Lemuria a dispărut acum câteva zeci de mii de ani și se pare că lemurienii aveau o înălțime de 9 metri. Cam atât a fost și episodul astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre povestea băiatului care s-a născut pe Marte? Considerați că este adevărat, având în vedere că există pe internet și documentare și clipuri video în care acest băiețel chiar vorbește despre Marte și lucruri de genul acesta astronomice? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, la Jocuri Virtual, aveți totul în descriere. Ne vedem cu alte episoade și, evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.